Viața este o mișcare permanentă, iată drumul ne-a dus în Alba Iulia, oraș care la un moment dat în istorie a fost locul în care a luat naștere România Mare. Și cum nu puteam să trecem pe lângă un asemenea oraș, ne-am gândit să facem un popas, să scoatem întrebările și să începem testarea. Care este ordinea culorilor de pe steagul României? Roșu, galben și albastru. 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 Albastru, galben, roșu. Așa. Sau invers, roșu, galben, albastru. Albastru e primul. Albastru, galben, roșu. În ordine, zis, nu? Nu e de la coadă. Cine a fost primul rege al României Mari? Carol. Eu sunt din România, deci nu știu. Carol I. Carol I. Nu știu. Nu știu, Mihai Viteazul, nu știu, nu știu istoria. Carol. Carol. Burebista. Nu știu care din ei, Carol. Nu știu, zău, nu știu. Ștefan cel Mare. Al României Mari. Cred că este vorba de Ferdinand. Cine a scris poezia Eu nu strivesc corola de minunea lumii? N-am idee. E un poet, Ardelean. Nu știu, îți la pământ. Alexandrii, nu? Tu zici Alexandrii? Da. Tu? Păunescu. Nu e Minescu. Nu știu. Deci, hai ziceți. Răspunsul final, care credeți că e? Ioan Slavici. E capul meu asta, chiar nu știu că nu am cățat eu școala. Hai, nu mai țăi. Un poet, Ardelean. Ardelean înseamnă că ăsta, cum îl cheamă? Ardelean. Ardelean ăla e moldovean. Cum îl cheamă, mă? Dar era cu fola nașterea lui. Andrei Mureșan. Nu știm. Zaria Stangu. Ma puțin. Blaga, pare. Care este cartea sfântă a musulmanilor? Biblia. Nu știu, treceți. Tu știi? Nu. Nu știu ce carte au. Asta chiar nu știu. Nu știu. E de Mihai Viteazul, nu știu cum se cade. Nu știu. Musulmanii nu le-am. Nu știu cum îi spune exact. Am auzit de aia, știu că am făcut ceva la religie, dar nu mi-amintesc acum. Coranul. Coranul. În ce-și poartă cangurii puiul? În sân. Sacul ăla, nu știu cum îi zice. Așa, tu ce ai zis? În sân, aici. În buzunar. În burtă, aici nu are un buzunar anume. În marsupiu. Poate astăzi nu a fost cea mai bună zi pentru unii, dar exemplele noastre de succes din trecut ne-au arătat că poporul român poate să ne dea și motive de mândrie. De aici, din Alba Iulia, a fost Alexa Nicolae pentru Cronica Cărcodașilor.